Fraților, în ultimele luni am fost înconjurați de munți de pronosticuri, previziuni despre evoluția coronei, a economiei, a societății și mai ales a vieții tale intime, despre care datele ne arată că nu merge bine și are șanse mici. În condițiile astea, pare a fi un moment propice să analizăm în ce măsură pronosticurile astea au vreo valoare. În epoca asta SF în care ne-am trezit că trăim, în ce măsură s-au dezvoltat abilitățile societății de a prezice lucruri importante din viitor au evoluat la fel de repede ca iPhone-ul sau nu. Deși avem mai multe date la dispoziție decât vreodată, asta nu pare să ne fi făcut subit incredibil de deștepți. Există un precedent în istoria umanității la această explozie în cantitatea de informații disponibile. Până în 1440, cărțile erau un obiect incredibil de prețios, peste care dădeai doar dacă te-a născut cine trebuia. Cărțile erau copiate de mână și transcrise pe spate de capră. În banii de azi, o carte de 500 de pagini ar fi costat vreo 20.000 de dolari, un preț problematic. Treaba cu cărțile s-a schimbat dramatic în 1440, când Gutenberg a inventat presa de tipar și deodată se puteau produce cărți în multiple exemplare fără să trebuiască să le scrie de mână, un calugar trist. Rezultatul a fost că au început să se tipărească în cantități mari tot felul de demențe și lucrări pseudoștiințifice pe care oamenii le luau cât se poate de în serios, pentru că erau într-o carte. Dacă n-ar fi adevărate, n-ar fi într-o carte. Uită-te la Biblie, de exemplu. Cărți care înainte costau 20.000 de dolari erau acum doar vreo 70 de dolari. Tot multicel, dar vag accesibil dacă vinzi un porc. În prima fază, explozia asta de informații nou disponibile a creat foarte multă confuzie. Cantitatea de informații creștea mult mai repede decât capacitatea umană de a ști ce să facă cu ea sau de a distinge tâmpenii de chestii valoroase. Cărțile inițial au reușit să izoleze și mai tare oamenii pe linii naționaliste sau religioase, au creat practic bule. Unul dintre efectele imediate ale invenției lui Gutenberg a fost apariția bisericii protestante. În termeni general, putem să zicem că protestanții sunt creștinii care nu sunt nici ortodoxi, nici catolici, sunt altceva, dar tot creștini. În 1517, Martin Luther a scris un document numit cele 95 de teze, în care enumera modurile în care biserica catolică greșește în practicile ei. Criticile în sine nu erau nemai auzite. Spectaculos a fost faptul că documentul a putut fi reprodus în 300.000 de exemplare și a ajuns prin toată Europa. Cum problema științifică cea mai serioasă de la momentul respectiv era religia, mișcarea asta a declanșat o sumedenie de războaie în următorii 150 de ani, în care oamenii se certau pe bula cu are mai multă dreptate. Anii 1600 au fost considerați drept cei mai sângeroși din istorie până la evenimentele din secolul 20, când s-a reușit o căsăpire generală și mai spectaculoasă. Pe scurt, explozia de informații venită cu proliferarea cărților a dus în primă fază la multă confuzie, scandal și război interbubular. Dar pe undeva prin subterane se dezvoltau în același timp și lucruri mai valoroase, cum ar fi scrierile lui Galileo sau piesele lui Shakespeare. Și încet, dar sigur, cărțile au început să asigure o acumulare constantă de cunoștințe. În timp a devenit mai ușor de distins ce ar trebui păstrat și ce ar trebui aruncat. Există o paralelă destul de ușor de făcut aici, doar că în graficul paralelei ăsteia noi ne aflăm acum într-un punct destul de prost. Ultimii 10 ani au arătat cum unul dintre lucrurile pe care poate să le facă cel mai bine internetul este să divizeze oamenii și să-i radicalizeze, lucru care a tot fost confirmat și reconfirmat dureros în ultimele 6 luni. E o măsurătoare dubioasă, dar creierul uman se estimează că are o memorie de undeva între 1 și 100 de terabytes. Problema e că azi cantitatea de informații de pe internet crește cu 2.500.000 de terabaiți în fiecare zi. Așa că devine din ce în ce mai important să știi cum să fii selectiv cu datele pe care le asimilezi din marea asta infinită produsă în fiecare zi. În ultimii 10 ani, statisticieni entuziaști au prezis că acest nou Big Data, acumularea asta incredibilă de informații, o să însemne că o să putem să prezicem mai orice. Trebuie doar să analizăm datele. Problema e că odată cu creșterea volumului de date, crește și volumul de mizerii, așa că devine vital să distingi între ce e zgomot de fundal și ce e un semn relevant. Cartea de care am luat informațiile se cheamă The Signal and the Noise, The Art and Science of Prediction, adică semnalul și zgomotul, arta și știința prezicerii, de Nate Silver. Tema centrală a cărții e că orice pronostic depinde de abilitatea de a face diferența dintre zgomot și semnalul relevant. Big Data probabil o să ducă la progres până la urmă, așa cum au făcut-o și cărțile. Rămâne doar întrebarea dacă nu cumva pe drum reușim să ne spargem capetele. În carte, Nate Silver analizează calitatea pronosticurilor în ceea ce privește economia, vremea cu tremure și pronosticul la mare vis-a-vis -vis de încălzirea globală. Ne descurcăm mai bine la prezis lucruri acum că avem atât de multe date sau nu? Criza economică din 2008 putea fi prezisă? Da. A și fost prezisă de fapt de o grămadă de oameni, începând cu anul 2000, inclusiv de Paul Krugman, un economist laureat al premiului Nobel, care a constatat în 2005 că lucrurile o să explodeze la un moment dat. Aici problema cu pronosticul a fost destul de clară. Banii curgeau atât de gârlă încât toată lumea era puternic motivată să creadă că lucrurile o să o țină tot așa toți se alintau reciproc cu prognoze cât se poate de optimist favorabile vis-a-vis -vis de posibilitățile lor de a se îmbogăți în continuare. Asta e aparent una dintre cele mai comune și fundamentale greșeli din orice fel de pronostic tendința de a presupune că lucrurile pot să meargă așa cum ai vrea tu, ignorând aspecte ceva mai problematice din realitate. Între 2000 și 2008, industria bancară americană a fost într-o petrecere continuă. Detaliile sunt absurd de complexe, dar practic Wall Street s-a transformat într-un cazinou. În 1999, după foarte mult lobby din partea domeniului bancar, s-a schimbat o lege din 1933, introdusă după marea criză economică de atunci, tocmai ca să se evite un viitor scenariu de genul ăsta. În mod incredibil și complet neașteptat, după ce au eliminat restricțiile impuse în 1933, s-a întâmplat iar același lucru, pentru că lumea funcționează în mod misterios. O variantă foarte scurtă a absurdității care s-a întâmplat. Băncile au început să dea credite absolut oricui, se rugau practic de oameni să le dea credite pentru case, pentru că, sub noua lege, puteau să vândă creditele astea mai departe și să mai și parieze pe ele că o să fie plătite înapoi. O poezie. În procesul ăsta, toată lumea primea comision. Pentru că banii erau pe toate drumurile, prețurile caselor au crescut rapid și au creat așa-numita bulă imobiliară, în care îți luai o casă de 2 lei cu 300.000 de dolari. Între timp, băncile au inventat un produs bancar în care grupau creditele astea și le vindeau fondurilor de investiții. Și alte bănci pariau pe produsul ăsta. Nu numai că pariau, dar împrumutau bani ca să parieze. Lehman Brothers, care a căzut prima, avea 33 de dolari împrumutați și băgați la pariuri pentru fiecare dolar pe care îl avea un cont. De ce ar fi permis sau posibil așa ceva? Nu știu. Paznicul teoretic al industriei financiare, agențiile de rating ca Standard Poor's sau Moody's erau complet în horror și dădeau un rating de AAA produselor răstora noi. Asta însemna că le dădea o șansă de 0,12% să eșueze. O șansă de 0,12% ca oamenii să nu-și mai plătească ratele. În realitate, după criza economică, s-a calculat că șansa aia era de fapt de 28%, adică de vreo 230 de ori mai probabil să pice. Practic, tot sistemul financiar era îngrenat în pariuri de mente că americanii o să continue să-și plătească ratele la case. Întrebarea e dacă agențiile de rating știau cum stă treaba, de fapt, sau nu. Și răspunsul e că nu prea aveau cum să nu știe. Dar cum și ei primeau comision pentru fiecare produs evaluat, au sperat și ei că totul o să fie bine și nu rău. Directorul agenției de rating Moody's spunea Consiliului într-o ședință că acuratețea ratingurilor e cel mai puțin important factor în abilitatea lor de a face profit. Scuza lor într-un final a fost că n-ar fi văzut bula imobiliară. N-au știut, nu-i vina lor, deși asta era practic treaba lor principală, să evalueze cum stă treaba. Cum făceau foarte mulți bani, nu aveau nici motiv să evalueze că treaba stă prost. Toată lumea se îmbăta cu banii din bula imobiliară, la propriu și la figurat. În decembrie 2007, economiștii de la Wall Street Journal dădeau o șansă de 38% ca în următorul an să existe o recesiune. Ceva spectaculos, pentru că în decembrie 2007 economia era deja în recesiune. Când criza a început să se manifeste, Wall Street-ul paria 50 de dolari pentru fiecare dolar băgat de un american într-un credit de casă. Cum toți împrumutau unii de la alții ca să bage la pariuri, când s-a terminat petrecerea și s-a aprins lumina, când americanii n-au mai putut să plătească ratele lor uriașe la case, totul s-a prăbușit. Pentru că ia banii de unde nu -s n mai putut să se ramburseze unii pe alții și așa am ajuns noi să avem măsuri de austeritate în România. Din inerție sau lăcomie, agențiile de rating au comis o eroare fundamentală de statistică în evaluările lor. Să zicem că ești un șofer excelent și în 30 de ani de condus, abia dacă ai zgâriat un pic mașina de două ori în 20.000 de drumuri. Nu prea bei în general și în mod cert n-ai condus niciodată băut. Într-o seară, la o petrecere de Crăciun, te ia valul sărbătorilor și bei vreo 12 shoturi de vodcă. Ai de ales, chemi un taxi sau conduci singur până acasă. În situația asta, ai putea să-ți construiești argumentul în cap că totuși ești un șofer foarte bun. Din 20.000 de drumuri, în 19.998 din ele, ai ajuns la destinație fără niciun incident. Deci șansele tale sunt excelente. Problema evidentă cu argumentul ăsta e că din cele 20.000 de drumuri, în niciunul nu erai beat mort. Deci sistemul tău de referință, de experiență din trecut, e zero, nu 20.000. Agențiile de rating s-au uitat la ultimii 20 de ani de credite ipotecare din America și au luat asta drept precedent. Lucrurile păreau perfect solide. Ce au neglijat totuși e că toată lumea era beată și pompea bani într-o bulă imobiliară care nu mai avusese niciun precedent. Și totuși ei au estimat că au o șansă de 0,12% să dea greș, așa cum ai estimat și tu, beat mort, că ai doar o șansă de 0,12% să faci accident până acasă, că doar ești un șofer excelent. Dacă vreți mai multe detalii despre cum s-a ajuns la criza economică, filmul The Big Short se chinuie destul de tare să explice și oarecum și reușește. Prin comparație, lucrurile în 2008 erau mult mai clare decât ce se întâmplă acum. E greu să dai un pronostic valid pentru o situație care nu a mai avut un precedent. Starea precisă a economiei e ceva dificil de calculat și în condiții de normalitate, când tot felul de factori se schimbă subit în toate direcțiile, devine extrem de dificil. Dar primul pas corect în a face un pronostic valid, ne zice cartea, e să admiți că nu știi sigur. Deci, ei, bravo nouă, suntem pe drumul cel bun. La capitolul prezis viitorul, prognoza vremii e povestea cea mai de succes. În ultimii 50 de ani s-au făcut progrese uriașe în abilitatea noastră de a ști dacă mâine plouă sau nu. Prognoza meteo chiar a beneficiat de pe urma evoluției calculatoarelor într-un fel în care prognozele economice n-au avut cum. Un procesor nu poate să calculeze ce o să facă o grămadă de oameni îmbătați cu bani, dar cu norii e ceva mai ușor. Încă de la începuturile lor, oamenii au încercat dintotdeauna să prezică vremea. Era destul de important. Există tăblițe babiloniene de acum 6000 de ani cu prognozele lor meteo care depindeau de zeul ploii Ningirsu. Aristotel a încercat și el să facă un pic pe meteorologul fără prea mare succes. Între Aristotel și acum 50 de ani, lucrurile nu au evoluat foarte tare, dar s-au întâmplat niște lucruri interesante pe parcurs. După ce Isaac Newton și-a formulat legile fizicii, a început să înflorească ideea că universul e previzibil. Dacă totul respectă legile astea relativ simple, înseamnă că poți să anticipezi cum o să arate lucrurile în viitor. Noțiunea de predestinare începea să fie înlocuită de una nouă, cea a determinismului științific. Adică lucrurile nu se mai întâmplă doar pentru că sunt predestinate, ca așa e destinul lor, ci pentru că putem să înțelegem științific cum sunt determinate anumite mișcări. Farfuria asta de pe jos e spartă nu pentru că ăsta a fost destinul ei, ci pentru că am împins-o. Varianta extremă a acestei idei a fost formulată în 1814 de un astronom matematician francez numit Pierre-Simon Laplace. El a propus următoarea idee, care a devenit apoi cunoscută sub numele de demonul lui Laplace. Putem să considerăm starea prezentă a Universului drept efect al trecutului său și cauza viitorului. Un intelect care la un anumit moment ar cunoaște toate forțele care pun natura în mișcare și toate pozițiile tuturor lucrurilor din care e compusă natura, dacă acest intelect ar fi și suficient de vast încât să analizeze toate aceste date, ar îmbrățișa într-o singură formulă mișcările celor mai mari corpuri cerești și ale celor mai mici atomi. Pentru un asemenea intelect nimic nu ar fi incert iar viitorul, la fel ca trecutul, ar fi prezent în fața ochilor săi. Deci dacă ai avea cunoștințe perfecte despre starea lucrurilor din prezent și dacă ai ști perfect toate legile Universului, atunci ar trebui să poți să faci preziceri perfecte mișcarea fiecarei particule din univers ar trebui să fie la fel de previzibilă ca cea a bilelor de pe masa de biliard. Laplace recunoștea că oamenii probabil nu sunt capabili de așa ceva, dar dacă am fi suficient de deștepți, sau în paranteză dacă am avea supercalculatoare, am putea prezice vremea și cam tot. Ideea asta a fost controversată la apariție și a rămas controversată pentru următorii 200 de ani. Problema principală e dacă ai putea vreodată să cunoști perfect condițiile din prezent. Mecanica cuantică descoperită recent arată că atunci când încerci să observi unele particule, încep să se comporte ca unde, adică nu ocupă niciun spațiu fix. Cum poți să prezici unde se duce ceva dacă nici nu știi unde e? N-ai cum. Ăsta e faimosul principiu al incertitudinii formulat de Heisenberg din Breaking Bad. Și dacă măsori ceva, n-ai cum să fii sigur că măsurătoarea e relevantă, că există o limită concretă la cât de mult poți să măsori. Norocul nostru e că nu avem nevoie de mecanică cuantică ca să ne dăm seama dacă plouă mâine. Problema însă rămâne: cum ai putea să cunoști perfect starea actuală atmosferică, astfel încât să prezici cum o să se dezvolte? Probabil ați auzit expresia cu bate fluturile din aripi în Brazilia și declanșează o tornadă în Texas. Ea vine dintr-o lucrare din 1972 a matematicianului meteorolog Edward Lawrence. El a formulat în 1960 așa-numita teorie a haosului. Teoria presupune că un sistem suficient de complex va avea o evoluție imprevizibilă, cum ar veni, haotică, dar nu pentru că lucrurile se întâmplă pur și simplu aleatoriu, la întâmplare, ci pentru că de la un punct încolo, dacă sistemul e foarte complex, e imposibil să calculezi toate variantele posibile. Lorenz a descoperit accidental cât de multă dreptate avea. În 1960 încerca să prezică vremea pe un calculator de ultimă generație de 350 de kilograme care putea să facă numărul uimitor de 60 de calcule pe secundă. El costa 440.000 de dolari în banii de azi. Într-o zi, încercând să facă o prognoză cu ajutorul acestei inteligențe artificiale, calculatorul a început să dea niște prognoze foarte dubioase. Au verificat toate datele și tot codul și totuși, într-o previziune, calculatorul spunea că o să fie cer senin și în alta că o să fie furtună cu fulgere. După săptămâni întregi de confuzie și supărare, și-au dat seama într-un final că datele pe care le introduceau nu erau exact la fel unul dintre tehnicieni rotunjise un număr. În loc să pună presiunea barometrică 29,5168, a pus 29,517. Inițial au zis că nu are cum să fie de la asta, dar apoi și-au dat seama că până și această a patra zecimală dintr-o valoare e extrem de importantă în a face o prognoză corectă. Așa că în condițiile astea, teoretic, orice schimbare minoră, cum ar fi un fluture care dă un pic mai tare din aripi în Brazilia, poate să producă un efect imprevizibil, cum ar fi o tornadă în Texas. Problema e că într-un sistem complex și dinamic, cea mai mică greșeală crește exponențial. Dacă aduni 5 cu 6, în loc de 5 cu 5, rezultatul e 11 în loc de 10. Nu e așa grav. Dacă în loc de 5 la puterea 5 -a, pui 5 la puterea 6 -a, e diferența dintre 3215 și 15625. Felicitări, ai greșit cu 500%. Un sistem dinamic însă înseamnă că rezultatele dintr-un calcul devin baza pentru următorul calcul. Dacă în următorul calcul trebuie să pui rezultatul la puterea 5 -a, dar rezultatul tău din start e greșit, acum ai de 3000 de ori mai puțină dreptate. La întrebarea o să plouă mâine, ai aflat că pământul s-a topit. Din motivul ăsta nu există nicio prognoză perfectă a vremii. Sunt atât de mulți factori care contribuie la atmosferă, încât e imposibil să calculezi starea curentă a fiecăruia până la noua decimală. Cum nu știm 100% cum stau lucrurile în prezent, nu avem cum să știm 100% cum or să arate mâine. Așa că prognoza meteo ne e oferită sub formă de probabilitate, pentru că meteorologii presupun din start că datele lor inițiale sunt imperfecte. 70% ploaie mâine. Asta înseamnă că în 70% din simulările meteorologilor, factorii s-au rotit astfel încât au dat până la urmă ploaie. În 30% din simulări, când s-au folosit niște zecimale un pic diferite, lucrurile au mers în altă direcție și nu s-au mai format norii necesari. Pentru că sistemul e atât de complex și dinamic, orice prognoză meteo de peste 8 zile e doar o speculație. Ăsta e unul dintre lucrurile pe care le fac supercalculatoarele din lume. Stau și calculează zecimale. În Wisconsin, în America, de exemplu, în 2017, Institutul Național de Meteorologie a inaugurat un nou asemenea calculator care are echivalentul a vreo 40.000 de procesoare care funcționează la unison. Poți să simulezi oarecum decent cum o să arate vremea în următoarele 5-7 zile, dar de la un punct încolo, prognozele se bazează pur și simplu pe statistica anuală și alți factori, pentru că intervine teoria haosului la un moment dat și nu mai poți modela ce o să se întâmple mai exact la o distanță atât de mare în timp. Prognoza de mâine e cea mai sigură, dar cu cât trece mai mult timp, cu atât sistemul se complică și devine imprevizibil. În condițiile astea în care nu poți să zici cum o să fie vremea peste 10 zile, cum se pot da pronosticuri vis-a-vis -vis de încălzirea globală. O să vedem puțin mai încolo, dar mai întâi. deosebire de vreme, în cazul cu tremurelor, nu s-a înregistrat cine știe ce progres din secolul nou încoace, când niște japonezi au zis că poți să preziști cu tremure în funcție de cum se poartă peștii. Timp de 1000 de ani, lista de animale despre care se spune că detectează cu tremure a tot crescut: vaci, porci, țipari, șobolani, șerpi și tot felul de alte animale alarmante. Și cam asta a fost tot progresul. Deși oamenii de știință azi acceptă că un cutremur nu poate fi prezis, ei pot oferi totuși o prognoză. Adică e imposibil să zici pe 10 octombrie o să fie un cutremur mare în Los Angeles. Ce poți să zici însă e că există șanse de 60% să fie un cutremur în California în următorii 30 de ani. Nu e tocmai ideal, dar e un pic mai mult decât nimic. Una dintre puținele teorii acceptate unanim în studiul cu tremurelor e legea Richter-Gutenberg. Charles Richter și Benno Gutenberg au dezvoltat o teorie în 1944 care arată că există o relație simplă între frecvența cu și magnitudinea lor. Cu cât un cutremur e mai puternic, cu atât e mai rar. În fiecare an, pe întreaga planetă, se întâmplă vreo 1000 de cutremure cu magnitudinea între 5 și 6, dar doar vreo 15 de magnitudine între 7 și 8. Cu fiecare punct în plus de magnitudine, un cutremur e de 10 ori mai puțin probabil, adică un cutremur de 8 grade e de 100 de ori mai rar decât unul de 6 grade. Asta e super, dar cum ne ajută să prezicem cu tremure? Se pare că legea asta se poate aplica și localizat, nu numai pentru întreaga planetă. În România au existat cu tremure mari de peste 7 grade în 1901, 1908, 1940, 1977 și 1986. Unele au fost mai dramatice decât altele pentru că e importantă și adâncimea la care se întâmplă zguduiala, și tot felul de alți factori. În orice caz, se poate observa destul de ușor un tipar. Motiv și pentru care există destul de justificat atâta stres vis-a-vis -vis de următorul mare cu tremur din România, pentru că statistic vorbind, el o să se întâmple la un moment dat. Dar statistica asta ea se înțeleasă greșit. Un lucru pe care tot pun accent seismologii e că doar pentru că au trecut 30 de ani fără un cutremur, nu înseamnă că România, de exemplu, e acum datoare cu un cutremur iminent. Modul în care se acumulează sau se eliberează tensiunile din plăcile tectonice e extrem de complex, așa complex că nici nu-l înțelegem de fapt. Concret, dacă prognoza e că în România e probabil un cutremur mare la 30 de ani, nu înseamnă deloc că o să vină la un interval regulat de 30 de ani. Un mod mai bun de a înțelege statistica asta e că în fiecare an există 1 din 30 șanse să existe un cutremur. Dar oricât de mult timp ar trece fără un cutremur major, șansa asta nu se schimbă. Adică noi nu avem acum șanse de 1 din 15 pentru un cutremur doar pentru că n-a mai fost unul de mult. Avem pur și simplu șansa de 1 din 30 în fiecare an să fie un cutremur. Dacă nu e, norocul nostru. Anul următor tot 1 din 30 o să avem. E o chestie cam ciudată de înțeles, dar reflectă complexitatea sistemului tectonic. Din păcate, asta e cam tot ce poate să ne spună știința concret despre probabilitatea unui cutremur. Uneori, cutremurele mari sunt precedate de multe cutremure mici, alteori deloc. Faptul că între cutremure există unele mai mici nu e deloc argument științific pentru faptul că nu o să urmeze unul mare, așa cum se mai spune. Problema fundamentală în seismologie e că nu au cum să măsoare condițiile actuale. Predeosebire de vreme unde meteorologii pot și doar să se uite în sus și să capete informații, nu există niciun mod de a măsura direct tensiunea dintre plăcile tectonice. Ca să faci asta ar trebui să sapi 15 km în pământ ceva ce deocamdată e imposibil. Așa că tot domeniul seismologiei se bazează doar pe statistici. Dar statisticile astea sunt insuficiente pentru a crea și testa teorii noi vis-a-vis -vis de cutremure. Singura unealtă pe care o avem la dispoziție e această prognoză vagă dată de relația dintre frecvență și putere, ceea ce totuși nu e chiar așa puțin lucru, pentru că de bine de rău, legea asta s-a dovedit a fi destul de bună în ultimii 70 de ani. Cutremurul din 2011 din Japonia, care a declanșat dezastrul nuclear Fukushima, a fost de magnitudine 9. Centrala nucleară fusese proiectată să reziste unui cutremur de 8,6. Asta pentru că japonezii au considerat că pot să calculeze mai bine probabilitățile decât ce spune legea Richter-Gutenberg. În calculele lor, un cutremur de magnitudine 9 ar fi posibil odată la 13.000 de ani, adică nu trebuie să-ți bați capul. Legea Richter însă arăta că probabilitatea unui cutremur de magnitudine 9 în zonă e de odată la 300 de ani. Deci legea asta din în continuare o unealtă destul de bună după care să ne orientăm, dar atâta timp cât nu putem să măsurăm direct tensiunea din crusta Pământului, nu pare că o să existe vreun progres considerabil în domeniu. Și dacă am putea să măsurăm, s-ar putea să descoperim că, de fapt, cu nu prea sunt predictibile s-ar putea ca ele să fie rezultatul unui sistem atât de complex încât accidentele dintre plăcile tectonice să fie imposibil de prezis. Ar mai merita menționat că a doua idee unanim acceptată în domeniu, pe lângă legea Richter-Gutenberg, e faptul că după un cutremur există întotdeauna replici. Și cam atât deocamdată, așteptăm viitorul. <fie> e cât se poate de important ca orice pronostic științific să sublinieze incertitudinea de la care pleacă. Faptul că se oferă doar o probabilitate, nu o certitudine. Când acest lucru e neglijat, efectele pot uneori să aibă niște efecte dezastroase. În 1997, în statul North Dakota din America, un oraș stătea pe marginea unui râu. Pentru că ninsese foarte mult în iarnă, autoritățile au prezis că atunci când zăpada se va topi, apele râului vor crește până la 15 metri, un nivel record. Toată lumea a stat relaxată totuși pentru că digurile din jurul orașului erau făcute să reziste până la un nivel al apei de 15,5 metri. Serviciul Meto a evitat intenționat să comunice vreo incertitudine vis-a-vis -vis de prognoză pentru că atunci poate ar părea că nu știu ce fac. Așa că a rămas bătut în cuie, clar 15 metri o să fie, niciun centimetru în plus sau minus. Dacă analizai cât de bine au prezis în trecut inundațiile, ai fi descoperit că marginea lor de eroare e de vreo 3 metri. Adică, în realitate, dacă s-ar fi acceptat incertitudinea și n-ar fi fost băgată sub preșcă e rușine, prognoza pentru râu ar fi trebuit să fie că apele ar putea ajunge la între 13,5 și 16,5 metri. În condițiile astea se puteau lua măsuri, cum ar fi să mai pui saci de nisip pe dig, dar cum certitudinea științifică dicta 15 metri, oamenii au stat liniștiți și orașul a fost inundat. 50.000 de oameni au fost evacuați și 75% din case au fost distruse. Există o glumă cu un statistician care s-a înnecat într-un râu care avea în medie o adâncime de un metru. În medie. Ca să fie valoroasă, o prognoză științifică ar trebui oferită în probabilități. 34% șanse să fie depășit digul, 33% șanse să fie la limită și 33% șanse să fie totul ok. Revenind la prima problemă menționată cu prognozele, că unor sunt bazate pe cum mai vrea să arate realitatea, nu cum e, nu e nimic științific la o prognoză bazată pe speranța că totul va fi bine și nu rău, pentru că dacă ar fi rău, ar fi cam rău, așa că probabil o să fie bine. O analiză a pronosticurilor date de economiștii americani între 1990 și 2010 arată că marginea lor de eroare a fost de vreo 6,4%, suficient cât să nu fie foarte utile. Pentru că atunci când auzi la știri că economia o să crească cu 2% anul următor, asta înseamnă că ar putea să crească de fapt cu 5,2% sau să se micșoreze cu 1,2%. Sunt două situații diametral opuse. E ca și cum ai zice că la anul o să avem un boom economic incredibil sau de fapt stați așa, intrăm în criză. Deci e un fel de citit în stele. Unul dintre cei mai respectați economiști din industrie, Ian Hatius, care în 2007 a prezis exact cum o să se întâmple criza economică, în ciuda reușitei lui, spune că, citat, Nimeni nu are nici cea mai vagă idee. E incredibil de dificil să prezici ciclul financiar. A înțelege un organism atât de complex ca economia e cât se poate de greu. În anii 90, economiștii au reușit să prezică cu un an înainte doar două dintre cele 60 de recesiuni economice întâmplate pe glob. Prin comparație, meteorologii sunt niște adevărați vrăjitori cunoscători ai viitorului dar ei măcar au niște date destul de reale despre vreme. Chiar dacă nu sunt 100% precise, ele măcar sunt calculabile după niște principii fizice și chimice. Economia, în schimb, nu e o știință atât de concretă, nu e bătută în cuie de natură. E plină de oameni care pot să acționeze imprevizibil și atunci nu o să poată să calculeze niciodată 40.000 de procesoare, ce o să facă o sumedenie de oameni cu banii lor. Oamenii pot să fie mult mai iraționali decât un uragan și atunci calculatorul se strică. Există mai multe date economice ca niciodată, dar stupiditatea oamenilor tot nu poate fi calculată. Nu am avansat suficient. În general, în orice domeniu, totalitatea previziunilor adunate bate orice prognoză individuală, pentru că se mai anulează din prejudecățile individuale, cum ar fi că totul o să fie super bine sau super rău. Dar în domeniul economic, chiar și previziunile însumate reușesc să fie destul de departe de lumea reală și, în general, nu foarte utile e important de recunoscut că gradul de încredere cu care se prezintă un pronostic nu e o măsură a preciziei, de obicei e invers. Cu cât cineva e mai încrezător că a prezis ceva corect, cu atât șansele sunt mai mari să fi prezis prost. Din nou, poate cel mai important lucru de subliniat atunci când oferi un pronostic e gradul de incertitudine care există în el. E totuși mult mai palpitant să te bați cu pumnii în piept că tu sigur ai dreptate, plus că dacă admiți un grad de nesiguranță, pari prost întorsătură de situație, tocmai acceptarea unui grad de nesiguranță te face mai puțin prost, cine ar fi crezut. În ceea ce privește prognozele evoluției coronavirusului în România, lucrurile par să se fi întâmplat destul de regulamentar. Ultimele două analize pe care le-am găsit sunt din 19 iulie și din 8 august. Prognoza de pe 19 iulie era destul de sumbră, pentru că tocmai începea să explodeze numărul de cazuri și, presupunând că ritmul se menține constant, lucrurile arătau destul de rău. Prognoza asta, făcută de o firmă privată, oferea o plajă destul de largă de posibilități și formula un scenariu optimist și unul pesimist. În scenariul optimist, pentru 3 septembrie ar fi trebuit să fie 100.000 de cazuri active, în scenariul pesimist, 169.000. În realitate, pe 1 septembrie se înregistrau 46.458 de cazuri active, adică de două ori mai puțin decât scenariul optimist. Dar prognozele medicale, mai ales, au această abilitate de a fi autoanulante, în sensul în care dacă lucrurile se schimbă, dacă se iau măsuri în urma predicției și oamenii iau lucrurile ceva mai în serios, atunci pronosticul va părea pesimist și va fi arătat cu degetul ca fiind alarmist. Dar, în cazul dubios de față, măsura succesului unui pronostic poate să fie fix neîmplinirea lui. Adică dacă el a motivat oamenii să facă alegeri mai bune, ceea ce duce la numere mai scăzute, e destul de bine. Prognoza formulată pe 8 august de Institutul Național de Sănătate Publică își anunța de pe prima pagină, cu roșu, frumos, regulamentar, gradul de incertitudine cu care vine predicția. Această analiză este doar o interpretare științifică dată indicatorilor care descriu fenomenele observate, dar aceste fenomene pot fi mai complexe și pot evolua mai impredictibil decât se poate analiza la un moment dat. Iar evoluția reală a fenomenelor se poate îndepărta de comportamentul estimat în prognozele realizate, cu atât mai mult cu cât ne plasăm mai departe în viitor față de momentul analizei. De aceea, interpretarea rezultatelor prognozelor și mai ales luarea de decizii pe baza lor trebuie să țină seama de aceste limite ale analizelor prezentate. Aici se estima că la 1 septembrie vor fi în jur de 45.000 de cazuri active, deci a fost destul de precis. În rest, dacă lucrurile evoluează tot așa, nu o să fie foarte bine, dar asta știați deja, așa că haideți să vorbim despre încălzirea globală! În 1988, un climatolog de la NASA, pe nume James Hansen, depunea mărturie în fața Congresului American că, fraților, încălzirea globală e aici, a venit. După ce el și prietenii lui au studiat intervalul 1950-1988, au ajuns la concluzia că temperatura globală a crescut cu 0,4 grade Celsius, într-un fel în care nu poate fi justificat de variațiile naturale a zis că șansele să fie doar o coincidență sunt de 1%. Al minteri, 99%, planeta e pe un trend de încălzire. Doi ani mai târziu, în 1990, o comisie ONU pe tema schimbărilor climei, formată din sute de oameni de știință de pe tot globul, publica un raport de peste 1000 de pagini, care era plin de cuvântul incertitudine, dar cataloga două concluzii ca fiind absolut sigure. Prima, există un efect de seră natural care păstrează pământul mai cald decât ar fi în mod normal. Efectul de seră, în general, nu aplicat pe planetă, a fost teoretizat în 1824 și demonstrat în 1859. El este procesul prin care anumite gaze din atmosferă absorb energia solară și, practic, captează căldura și o țin acolo. Cele mai importante gaze cu efect de seră sunt vaporii de apă, dioxidul de carbon, metanul și ozonul. Deci prima concluzie a raportului era simplul fapt că acest efect de seră există. A doua concluzie era efectul logic al primei concluzii că pe măsură ce activitățile umane pompează din ce în ce mai multe gaze cu efect de sără în atmosferă, acest efect se va intensifica, ceea ce va duce la o încălzire a planetei. În principiu, până și cei mai sceptici dintre climatologi, fie ei și plătiți de industriile petroliere, nu pot să conteste aceste două concluzii elementare. Ideea că activitatea industrială va avea într-un final un efect de încălzire a planetei a fost de fapt teoretizată încă din 1897 și de încă multe ori de atunci și până acum pentru că nu e teribil de complicat de înțeles. Dioxidul de carbon păstrează căldura în atmosferă. Băgăm mai mult dioxid de carbon, rezultă mai multă căldură. Dar efectul a fost studiat și măsurat serios pentru prima dată în anii 80. Disputele pe tema încălzirii globale între oamenii de știință, atunci când există, nu sunt pe tema dacă există sau nu această încălzire. Trebuie să fii un non-om de știință ca să contești că gazele cu efecte seră duc la efecte seră. Dezbaterile în schimb și unde există loc de discuții sunt vis, vis de cum vor arăta mai exact efectele acestei încălziri, pentru că aici intri iar în teritoriu infinit de complex pe tărâmul teoriei haosului și detaliile devin dificil de prezis. Singurul efect concret al încălzirii, asupra căreia există un consens destul de general, este faptul că nivelul apelor de pe planetă va crește. Climatologii sunt extrem de precauți vizavi de ce parafează ca fiind certitudini. Dar și această concluzie pierde destul de logică și simplă. Când temperatura crește, gheața se topește, se transformă în apă, e mai multă apă, se ridică apa. Efectul, în termen general, e cât se poate de clar. Ce nu e clar, e cum o să arate mai exact tot acest proces care sunt detaliile. Un sondaj din 2008, făcut printre climatologi, arăta că deși 94% dintre ei consideră că încălzirea globală se întâmplă chiar acum, doar 19% consideră că au reușit să producă un model satisfăcător acum va arăta mai precis creșterea apelor la nivel global în 2060. Dacă auziți pe la știri că există dispute între climatologi pe tema încălzirii globale, despre disputele astea e vorba, despre datele exacte ale manifestării în viitor, nu dacă există sau nu încălzire globală. În condițiile în care chiar și supercalculatoarele încep să dea rateuri dacă le rogi să zică dacă o să plouă peste 15 zile, e foarte greu să oferi un model precis a cum se vor manifesta schimbările climei peste 50 de ani, dar e clar că ele se vor manifesta într-un fel sau altul. Un motiv pentru care climatologii sunt atât de precauți e că sunt conștienți că există multă incertitudine, dar sunt conștienți și de faptul că nu știu, de fapt, cât de multă incertitudine există, adică nu știu exact cât de mult nu știu există atât de multă nesiguranță încât ea e împărțită pe trei categorii distincte, care mai și interacționează între ele. În primul rând, nu e foarte ușor să-ți dai seama azi care fenomene meteorologice sunt normale și care sunt datorate încălzirii globale. În al doilea rând, e greu de prezis cantitatea de dioxid de carbon care va exista în atmosferă peste zeci de ani, în contextul în care deja se iau măsuri politice care să reducă gazele cu efecte seră, ecuațiile se schimbă destul de dramatic, într-un sistem atât de sensibil încât contează și a patra zecimală. Și în al treilea rând, există nesiguranța aia mare, în care e neclar cât de bine înțelegem dinamica climei cu totul și măsura în care putem să o calculăm matematic. Din aceste trei incertitudini combinate, rezultă că se poate oferi o prognoză vag decentă pentru următorii 20 de ani. Mai departe de atât, sistemul devine prea complex și potențialele erori se multiplică la infinit. Cum au trecut deja 20 de ani de la prognozele din raportul ONU din 1990, putem să vedem cam cum s-au descurcat până acum. Comisia asta a fost primul efort serios internațional de a oferi o prognoză a încălzirii globale. Ei a oferit o plajă destul de largă de posibilități, între plus 5 grade Celsius pe secol și plus 2 grade pe secol. Astăzi se consideră că încălzirea se întâmplă la o rată de plus 1,5 grade Celsius pe secol. Comisia din 1990 a fost pesimistă atunci vis-a-vis -vis de viitorul cantității de dioxid de carbon din atmosferă, așa că prognoza a ieșit ceva mai extremă. În 1995 au publicat o altă prognoză care își permitea un optimism vis-a-vis -vis de reducerea emisiilor și în loc de între plus 5 și plus 2 grade au spus că probabil încălzirea va fi de plus 1,8 grade per secol. În termeni un pic generoși, prognozele astea s-au dovedit a fi destul de corecte, suficient cât să putem zice ca o idee destul de bună despre ce se întâmplă în termeni generali. Dar secolul ăsta de încălzire a început în 1950, noi am trecut deja de jumătatea lui, adică în 2050 pământul va fi cu plus 1,5 grade mai cald decât în mod normal. Încălzirea nu se va întâmpla uniform pe tot globul, e o medie, ca în gluma cu statisticianul care s-a înnecat în râul de o adâncime medie de un metru local, temperaturile pot să fie, de exemplu, cu 3 grade mai mult, ceea ce poate avea tot felul de efecte dubioase. Aici intrăm pe tărâmul lui nu se știe. Climatologii spun că tocmai faptul că există atât de multă incertitudine e un motiv pentru a lua situația în serios. Pentru că nu vrei să zici, da, pământul se încălzește, om vedea ce se întâmplă, Doamne ajută. Tentativele de a crea un model al schimbărilor climatice au avut însă o contribuție considerabilă la argument. În aceste modele, actuala climă e imposibil de reprodus fără contribuția mărită a gazelor cu efect de seră. Adică singurul mod în care îți dă egal clima actuală în modelele astea e dacă introduci creșterea nivelului de dioxid de carbon. Probabil o să fac un clip întreg despre încălzirea globală la un moment dat, că există multă panică oarbă pe tema asta, ceea ce poate e justificat, dar poate nu e nici chiar momentul să începem să ne aruncăm de pe blocuri pe tema asta. Cam atât pentru azi. Mesajul general al cărții pare să fie că incertitudinea în sine e de fapt o informație esențială de luat în calcul atunci când încerci să preziți ceva. Gradul de incertitudine e un factor important și în a înțelege corect un pronostic și a lua măsurile necesare. Cartea avea o întreagă secțiune despre modelul optim de calculare a probabilității unui eveniment după teoria lui Bayes. N-am intrat în ea pentru că presupuneam să explic o ecuație matematică, ceea ce am calculat care avea șanse mici de reușită. Dar dacă vă interesează subiectul, căutați teoria lui Bayes, care, deși are vreo 300 de ani, rămâne modelul cel mai bun de a calcula probabilități, mai ales pe termen lung. Mulțumim fraților de pe Patreon, până data viitoare! Să se audă Zahia Fet peste tot pe internet!